Bună, dragi prieteni, v-am promis că o să filmez camera de spital și de data aceasta. Așa că, odată ce am ajuns la spital și m-am instalat, am zis să fac un video în care să vă arăt cum arată o cameră de spital în Belgia 2016. Cum intri, aici sunt două dulapuri, pentru că este o cameră dublă. Fiecare, aici e partea mea. Avem și, cum se numește, safe. Și aici, numărul 2, dezinfectant, șervețele, chiuvete să spăl pe mâini când intri în cameră și să te dezinfectezi frumos. Așa. Aici, tot felul de butoane. În fine, camera, baia, e cu senzor. Și avem duș. Duș, toaletă, chiuvetă, în fine, și dulap. Da, o baie, ok, curată, îngrijită, foarte faină. Da. Așa, aici e patul numărul 2, cum ar veni. Și aici, aici se trage o chestie între. Eu nu am avut colegă de cameră până acum, fiecare dată când am luat cameră dublă, așa că poate nu o să am nici acum, că nu e foarte aglomerat. Să vă arăt partea mea, da? A, și camera pentru bebeluși, pentru schimb. Deci acolo e ușa și aici e patul meu, patul la bebe, și aici e camera în care schimb și sper bebelușul. Are o chiuvetă foarte faină, dintr-un plastic așa. Da, chestia asta de schimba bebelușul, aleze, pampers, coș de gunoi, ce să zic, salteluță de bebe, da, și acum, și aici, după cum am zis, patul la bebe, patul meu, nu mi-am dezbătut. Am făcut încă bagajele, mi-am luat bagajul ăsta, bagajul ăla, și na, pat cu telecomandă, un dulap lângă, o noptieră, acte, chestii, da, și aici chestiile pregătite pentru cezariană, cum o să nasc mâine, chestia asta e o greutate care o punem peste operație, după ce naști, na, cum așa arată camera. Cam așa arată camera de spital, nu pot să vreau prea tare pentru că totuși sunt la spital, dar am vrut să vă arăt ca să fiți la curent cu treaba asta. Mi-am luat și pena de lăpta cu mine pentru că este foarte utilă. Da. Și cam aceasta e cămăruța. Și termometru și avem și produsul ăsta de curățat fundulețul, foarte fain.